poliția prefectului a județului Neamț. Consiliul Județean Neamț. Primăria orașului Târgu Neamț. Consiliul Local și Asociația Cultul Eroilor Comuna Răucești. Asociația Cultul Eroilor. Asociația Veteranilor de Război. Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala Neamț. Poliția orașului Târgu Neamț. Jandarmeria orașului Târgu Neamț. Detașamentul de pompieri Târgu Neamț. Thank you.
Casa Culturii Ion Creangă, Târgu Neamț. Asociația Tinerilor Ortodoxi din România, filiala Târgu Neamț. Asociația Lumina Moldovei. Fundația Asociația Lege și Ordine. Spitalul Orășelesc Târgu Neamț. Administrația Finanțelor Publice Târgu Neamț. Uniunea Generală a Pensionarilor din România, filiala numărul 2 Târgu Neamț. Sindicatul Liber al Pensionarilor din Târgu Neamț. Partidul Social Democrat, filiala Târgu Neamț. Partidul Național Liberal, filiala Târgu Neamț. Partidul Democrat Liberal. Școala numărul 2 Grigore Ghica Vodă și grădinița numărul 2 Târgu Neamț. Școala numărul 3 Ion Creangă Humurești. Și grădinița numărul 1.
binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-i pe ei într-o viața cea fericită care este la Tine, Iubitorule de oameni. Odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Dumnezeu, care Te-ai pogorit la iad și ai deslegat durerile celor ferecați. Însuți în sufletele adormiților robilor Tăi le odihnește. Și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Luna curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă să odihnească sufletele adormiților robilor Săi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiești. Domnule general, domnilor generali, în primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Este normal și ne dorim cu toții să ne cinstim eroii, să-i pomenim așa cu Părintele Protopop. Să vă transmit salutul domnului general locotenent, fiul al orașului nostru, domnul general locotenent Danile, care astăzi a fost în orașul Târgu Neamț. Am participat împreună cu dumnealui la Sfânta Liturghie de la Catedrala Adormirea Maicii Domnului. Tuturor vă transmite salutările dumnealui și scuzele că nu a ajuns la această oră aici, având o misiune mai importantă la București și, bineînțeles, își sărbătorește astăzi părinții care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Vă mulțumesc frumos încă o dată și vă așteptăm ori de câte ori sărbătorim eroii noștri și Dumnezeu să ierte. Mulțumim! Rugăm în continuare pe domnul general major Nicolae Pluteanu, președintele Asociației Veteranilor de Război, filiala Neamț.
Stimată doamna vicepreședinte a Consiliului Județean Arcadia Emilia, stimate domnule primar, stimate doamne, domnilor și dragi tineri. Dar nu pot uita niciodată zilele între 16 aprilie, când pe jurul Neamțului, dincolo Rozdovanu, Pașcan până la Domăsari, armatele sovietice căutau să pătrundă. S-au dat bătălii foarte mari și începând cam către sfârșitul aprilie, trupele sovietice au fost oprite, s-a stabilit contactul, e în apărare, nu e în apărare. La 20 august 1944, orele 4:30, a început bătălia Moldovii, o găsiți în istorie. Trupele terestre a Națiunilor Unite, ecte armatele sovietice, rup frontul, care au mai scăpat, au scăpat, că am avut noroc, au fost porumbul mare, așa? Un grup de general de armata română se duce la conducerea statului, de atunci știți cine a fost? Și a spus, maiestate, până în 15 august, București ocupat, România, Vestiția de Vestiția. Ce trebuie să facem? Arestăm guvernul și trecem în Națiunile Unite. Așa s-a întâmplat, dacă nu era așa, vai de România. S-a trecut, am rupt legătura cu axa Berlin-Roma-Tokyo, am trecut în alianțe cu Națiunile Unite, în concurență Anglia, Uniunea Sovietică, Statele Unite și noi, de la 23 august, când am trecut cu întreg potențialul economic al României și cu armată de peste 600.000 de soldați. Aș vrea, în continuare, să vă aduc la cunoștință câteva probleme. Auzim pe unii, ce ziua armate, domnule, ziua pionerilor, ziua nu știu ce mai departe. Nu cunoaște, ăla nu cunoaște, sau aia nu cunosc ce a făcut armata română, că la conferința de pace în 47 de la Paris a spus cele patru puteri. Uniunea Sovietică a pierdut mai mulți. Anglia, Statele Unite, România și altele mai așa, mai micuțe. Asta a fost România. S-a auzea, armata roșie a eliberat țara noastră. Nu e adevărat că la 23 august am trecut în Națiunile Unite, am luptat umăr la umăr, naval, aerian și terestru, am eliberat țara noastră și am pierdut 62.000 de suflete. Ceilalți nu mă interesează din partenerii ceilalți. Mari distrugeri și paguri materiale făcute de trupele hitleriste și ortiste maghiare. Și conform planului pentru distrugerea în totalitate a trupelor hitleriste și ortiste care ocupa țările din Europa, am mers mai departe. Am eliberat Ungaria, 44.000 și ceva. Am eliberat Ceoslovacia, 66.000. Iar în 15 mai ne găseam la 85 de km în nord-est, Praga, capitala Ceoslovacie, atunci azi, precum știm cu toții, Cehia și Slovacia. S-au dat bătălii foarte mari. În Ungaria, România, armata română a eliberat 1831 de localități, din care 53 de orașe mari, mari. Și vă dau câteva exemple. Debrecen, Miskolc, Gaza, Ungaria, Zvolenu, 11.000, e un cimitir model, 11.000 de militari, Banská Bystrica. Și armata română a fost evidențiată prin ordine zi de multe ori de conducerea sistemului național care v-am spus. Lupte, munți, armata nu se bate numai pe jos. Munți, păduri, invers, deanuri, râpe, râuri. Dar nu trebuie să uităm niciodată efortul și ajutorul dat de trupele de vânători de munte, care astăzi stăm și ne gândim la ea. Trupele vânători de munte,
noi nu putem înainta săpare până la gât, la picioare avem plase, nu putem înainta. Ne oprea, ei se infiltrau în spate și azi atacam, mergeam 100 de metri, mă mergeam 5 km și așa mai departe. De ce? O armată pregătită special. Și să fim sinceri, e un program foarte încărcat la ei, vara îi găsești la multe, iarna îi găsești la multe la instrucție. Au demonstrat vânătorii de munte și se spunea și vânătorii de munte spaima rușilor și arienților. Și cam așa era. Unii intrau vânătorii de munte, automat aia o întindeau, fie rușii est, fie nemți sau unguri, poate aceasta. Armă, oameni selecționați, pregătiți, sportivi și așa mai departe. Asmata, care prin capacitatea ei de a-și deplini misiunile în afara frontierului țării, a dovedit că România este un partener de nădejde, un partener care se poate avea încredere oricând și oriunde. Astăzi, domnilor, unii mai cunoașteți, unii nu știu, avem o armată pregătită. Armata care prin participare în misiuni teatre de operații și altele au demonstrat că este capabilă și colaboreze foarte mult cu alianții. Prin sărbătorirea Zilei Armatei Românii și a Zilei Vătorului Muncii a dus și mult pios omajul celor care au luptat și s-au jertfit pentru libertate, independență și unitatea țării românești. Istoricele acte 23 august și ziua armatei vor rămâne veșnic în istoria omenirii. Doamnelor și domnilor, și cu această ocazie, vă rog să-mi permiteți, în numele veteranilor de război, eroi neamului nostru, să vă adresez, domnule primar, mulțumirile noastre de eforturile pe care le faceți și luptați ca să mai ridicăm istoria către sus, pe unde a fost. Mulțumim militarilor de toate armele, bineînțeles că au participat și vă adresez să aveți sănătate multă, fericire, bucurii și să dăm Dumnezeu numai bine. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul general Maior. Invităm în continuare pe domnul general Octavian Mancu, care într-adevăr a servit arma vânătorilor de munte foarte, foarte mulți ani. Ai județului Neamț, al orașului Târgu Neamț, preacucenice părinți, stimați militari din structurile de apărare a țării, onorată asistență. Am venit aici, la monumentul vânătorilor de munte, să vorbim despre faptele lor de vitejie și să ne angajăm noi, care suntem urmașii vânătorilor de munte, să realizăm și să apărăm o credință pentru care au căzut ei pe câmpul de lupte. Stimată audiență, este o onoare pentru mine să pot participa în această zi frumoasă de noiembrie la o sărbătoare reprezentativă pentru Urbea Târgu Neamț. Oamenii care, a căror osăminte se află aici în cripta de la baza monumentului, sunt adevărate repere pentru tot ce s-a întâmplat în România într-o perioadă foarte frumoasă, într-o perioadă umbrită de un prim război mondial. Războaiele niciodată nu sunt conjuncturi fericite, dar clădesc națiuni, clădesc caractere și lasă în urmă lecții importante. Perioada în care s-a înfăptuit România Mare. Perioada în care trebuie să ne aducem aminte
că a început o viață economică tumultoasă, sănătoasă, plină de valori și asta a reprezentat România interbelică. Toți acești ani, arma etalon, vânător de munte, a fost pavăză, strajă, de câte ori a fost nevoie. Translatat în prezent, ca mesaj din partea mea ca reprezentant al guvernului în teritoriu, vă spun că România trebuie să meargă în continuare pe aceeași linie, europeană, NATO, Statele Unite. Drept dovadă, investiția care se demarează la Deveselu, nimic nu se poate construi fără siguranță. Nu putem face progres, nu putem evolua, copiii noștri nu se pot educa decât în siguranță. Eu vă mulțumesc că participați. Patriotismul niciodată nu trebuie să rămână un sentiment desuet și aici mă adresez în special tinerei generații și să-l respirăm, să ne educăm, să-l învățăm dacă nu l-am învățat și să-l trăim zi de zi. Vă mulțumesc și să aveți o zi bună! Mulțumim foarte mult, domnule subprefect! Invităm pe doamna vicepreședinta Consiliului Județean, doamna Emilia Arcan, să ne spună și dumneavoastră ei câteva cuvinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, preacucernici părinți, domnule subprefect, doamnelor și domnilor. Sunt onorată să fiu astăzi aici, prezentă la acest frumos și mare eveniment de o importanță istorică deosebit de importantă pentru țara noastră și, în primul rând, pentru Târgu Neamț. Dați-mi voie să aduc mesajul din partea conducerii Consiliului Județean Neamț, mesaj de respect, de prețuire și de recunoștință pentru dumneavoastră și pentru eroii căzuți pe câmpurile de luptă cu care ne aplecăm la toate faptele de bine din trecut. Iar dumneavoastră, multă sănătate, putere de muncă și tot binele din lume să vi-l dea bunul Dumnezeu. Mai ales că astăzi este o zi însorită, unde bunul Dumnezeu ne-a ajutat să fim cu toții la acest mare și important comemorare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi foarte mult! Și ca în fiecare an, la orice manifestare de acest gen, nu putea să lipsească dintre noi mentorul istoriei Târg de Mulțenie, aș putea spune, domnul profesor Vasile Vârceanu, devenit și scriitor, știți că are scoase câteva volume. Poftiți, domnul profesor. Eu mulțumesc, dar nu-i chiar așa. Sunt 97 de ani de când a apărut pe arena istoriei primul batalion al Vânătorilor de Munte. Sigur, monumentul este ceva mai tânăr, este în memoria primului batalion și am primit pe 29 iunie anul acesta 74 de ani. Să ne aducem aminte! Pe lume între popoare, de când ne-am pomenit, noi n-am mai avut pace aici în răsărit. Acuși ne-a fost moșia călcată de păgâni, acuși robită limba și legea din bătrâni. Sudoarea feții noastre pe alții i-a îndulcit. Noi n-avem decât cerul și doina de jelit. Ei au căzut luptând pentru cei mulți, pentru cei goi și pentru cei desculți. Zid au făcut din trupurile lor pentru dreptatea noastră a tuturor. Vă salut, eroi puternici, ce ați trecut în altă lume. Vă salut și mă cutremur când aud de-al vostru nume. V-ați purtat cum doar românul știe în lume să se poarte și într-un gând v-ați dus spre ceruri disprețuitori de moarte. Vă admir, eroi ai țării, lumea întreagă vă admiră, de curajul vostru aprig, chiar dușmanii toți se miră. Ca ei să fiți și neclintit va sta hotar, iar glia noastră, glia cea sfințită, nu va sorbi cu amar din nou paharul
și nu va fi de dușmani pângărit. Ca ei să fiți copii ai României, cu piept de oțel și cu o credință sfântă. Ca ei să ascultați de glasul ei când prinde în ea durerea ce cuvântă. Ca ei să fiți, hotarul nu va cade, o palmă nu s-o întoarce înapoi. Iar cei ce stau la pândă să ne prade, vor ști cât face o mână de eroi. Să ne aducem aminte de toți cei ce-au căzut în lupta mare, sfântă, făcând din pieptul scurt și în pregătirea jertfei strigat-au înainte. Să ne aducem aminte! Drum bun, drum bun, tova mate, drum bun, brav român, cu sacul legat în spate, cu armele în mâini. Fie zi cu soare sau cerul noros, fie plăni soare, noi mergem voios. Fie zi cu soare sau cerul noros, fie plăni soare, noi mergem voios. Drum bun, drum bun, tova mate, cu sacul legat în spate, cu armele în mâini. Steaua sărucească, steagul pentru el trăim, țara să-mi dorească, pentru ea murim. Steaua sărucească, steagul pentru el trăim, țara să-mi dorească, pentru ea murim. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, brav român, sacul legat în spate, cu armele în mâini. Fie zi cu soare sau cerul noros, fie plăni soare, noi mergem voios. Fie zi cu soare sau cerul noros, fie plăni soare,